ultima, dar nu cea din urmă, este nimeni alta decât Beatrice. Să vedem ce experiment stilistic, vestimentar am mai făcut astăzi. Alerg și eu spre tine, zic, unde fuge Beatrice? S-o prind, s-o întreb, de ce fuge? De ce merge ea? Așa merge ea. I-am văzut defilarea. Nu. Și cu coada ochiului s-a și uitat la noi să vadă ce părere avem. Aprobăm pozitiv. Și abțineți-vă până vine la jurizare, vă rog. Bine, Beatrice, până atunci spune-mi unde mă duci astăzi. Ilinca, da. Știi că în Cluj este cel mai mare festival din România. Da. Așa. Recent... S-a inventat, s-a copiat, asta nu știu, și în București. A, și se face aici? Dragă. Ce festival, dragă? Festivalul nou, festival care se face... A, festivalul de muzică, te referi? Da. A, Doamne, iartă-mă, nici nu știam, am rămas amândouă. Cetățenii civilizați din Cluj nu merg la Untold. Da. Eu am o altă problemă. Eu sunt mai necivilizată. Toată lumea merge la festival, că sfierți tinerii din generația nouă pe festivaluri. Și nu numai, pardon, scuze. Da, mă scuze. Fii cu mine, Raluca. Mergem împreună. Aduceți-vă voi împreună. Nu, dacă mă iei cu tine la VIP, că... Na. Te iau la VIP, e plictiseală, trebuie să mergem în backstage sau în mulțime. Atunci te iau eu cu mine. Păi da. No, bine, până atunci să vorbim noi despre ținuta de astăzi, că... Asta e mai aproape așa și mai de interes. Alina. Mie îmi place foarte mult ținuta, aș purta-o 100%. 100% din cap până în picioare. Exact așa cum e. No, bine, mulțumesc. Luiza. Da, și mie îmi place, mai ales cum merge la festival, toată lumea se poate îmbrăca cum simte, pe ce vibe e. Da, e o ținută bună. Mulțumesc. Deci cum s-a auzit de festival? Cum e, numai bezele, numai lapte și miere, toate bune și place, frumoase. Așa îmi place, tot așa să fie. Așa să te țină și în fața juraților, zic, Beatrice. Sper. Haide! Beatrice, deci eu merg cu tine la festival... Dansăm până dimineață. Așa facem. Îmi place ținuta pe care o porți. Asta să știi că este fără discuție o ținută care eu merg cu tine. Eu merg cu tine la festival așa îmbrăcată. Mulțumesc. Se potrivește, stă bine. Ți-am zis, băgăm salopeta, îți vine foarte bine. Mulțumesc. Îmi place cum ai contrapunctat. Ai stins un pic paetele alea nebune. Da. Deși sunt un pic mate paetele, ai stins un pic cu șapca și cu pantofi și la sport. Nu ai făcut vreo lumină în styling, dar pe de cealaltă parte tu ai energia, ai tu poți să porți ținuta asta fără să o duci în altă zonă, ținând cont că are o tonă de paiete pe ea. Ținuta, de colega mea, a fost propusă într-o estetică elegantă. Și am vrut să fac total altceva. Mai cocon. Mai de cocon, cu tocur or something, nu? Nu de cocon, dar mai puțin mai elegantă pe scenă. Și de asta am vrut să fac un styling total diferit. Fix așa îmbărcată, dacă mergem la festival împreună cu dansul tău, cu tot, credem că o să avem mare succes, vezi că mergem. Abia aștept. Pregătește-te. Eu vreau să marchez altceva. Eu apreciez enorm spiritul tău metamorfozabil, așa ești. Pe o metamorfoză continuă. Azi semeni cu cineva, mâine semeni cu cineva, apoi mâine cu altcineva. Sunt curios când o să te văd pe tine, așa cum ești tu. Da, așa sunt eu. Draga mea, înseamnă că ai o multitudine de fațete care, uite, nu pot decât să bucure lentila și să... Sunt cameleonică, nu cred că sunt fațete neapărat. Am o fire cameleonică. Azi mă duci cu gândul la Margot Robbie. Nu știu, poate e părul, deci, poate e fața, poate cumva ești în spiritul ăsta foarte fresh Hollywood, dar îmi place ce se întâmplă la nivelul de beauty. Îmi place părul, îmi place ideea asta de păr umed, păr sauvaj, lăsat liber. Îmi place ideea de șapcă pentru că îți dă în același timp o strictețe, o rigoare în partea de sus. Ce să zic, e un look bun. Mulțumesc.
Există un gen de golănci englezoaice care mestecă gumă într-o manieră foarte particulară și care vorbesc cu love. Cred că știi ce? Doamne, deci Maurice, dacă aș fi avut acum o gumă roz, să fac așa o... Da. Așa. Un balon. Și de-aia o să-ți spun listen love. Eu nu mă omor după styling deloc. Dar îmi place look-ul, îmi place și mie zona de beauty, dar cel mai mult îmi place energia ta și mai mult decât energia ta, deși nu mă omor neapărat după piesa în sine, după salopetă, care by the way zine superb, mă repet, ca tâmpitul, apreciez faptul că schimbi foarte mult. Foarte. Experimentezi, schimbi, ori asta este de apreciat, asta ne dorim. Bravo, ai stil. Mulțumesc frumos. Și iarăși aș vrea să spun ceva, și asta este pentru toate, de ce nu? Apreciez la tine faptul că ai o energie fantastică. Ai defilat ultima astăzi, toată emisiunea ai fost prezentă, ești mereu zâmbitoare, atentă, ai secundă, ascult ce spun colegele, răspunzi la timp, umpli platoul, le răspunzi lor, ne răspunzi nouă, dansezi, ai o... Măi, tu în sine ești atmosferă și... Deci, nu vă imaginați cât de mult mă bucur să fiu aici. Se vede. Și mă bucur de fiecare clipă și vreau să profit la maxim de fiecare clipă se și vede. De tot ce mi se oferă aici. Bravo, ai stil. Mulțumesc. Draga mea, dacă nu experimentezi la începutul unui show, atunci când încă nu s-au așezat apele, atunci când încă poți să cauți, poți să descoperi, poți să te uimești chiar pe tine însăți cu ce descoperi acolo, când s-o faci? E un mesaj către toate concurentele. Experimentați în primele săptămâni, în prima perioadă, pentru că e momentul cel mai bun să vă dați o direcție dacă nu aveți deja stabilită. Bravo pentru energie, bravo pentru good vibes. Mulțumesc frumos! Felicitări, Beatrice! Mulțumesc pentru toate sfaturile. Beatrice, eu cred că încearcă, chiar încearcă. Îmi place atitudinea ei, vibe-ul ei, dar nu cred că ne potrivim ca stil. Mulțumesc jurului că mi-a dat un adevărat boost. Asta mă motivează ca mâine să vin și mai energică, și mai puternică, cu și mai mult vibe și cu și mai multă energie. Ce frumos, am încheiat seara. Felicitări, vorbește și cu cei de acasă, te rog. Mulțumesc frumos. Deci sper că ați auzit și voi că am stil. Așa că vă rog să mă ajutați să câștig coroana, dacă tot am stil, să ajung până la final. Ia uzi. Vă rog să mă votați la indicativ 7 la 1220. Mulțumesc! Felicitări, Beatrice, mulțumesc și eu! Mulțumesc jurului că mi-a dat un adevărat boost. Asta mă motivează ca mâine să vin și mai energică, și mai puternică, cu și mai mult vibe și cu și mai multă energie. Senzuală? Mișcare cool. Și astăzi ai intrat pe Armin Van Buuren. Da. Da. Și ce-ai pus? M-am alergat, m-am dus.